să le și depășească. Al doilea premiu din această seară merge către o afacere de familie, născută și crescută în România, ajuns astăzi cel mai puternic retailer autohton, aproape singurul care a reușit să reziste concurenței marilor lanțuri de hipermarketuri străine. A pornit în urmă cu un deceniu la Ploiești din dorința de a se lupta cu prețurile. S-a extins apoi în București, în locul unui magazin Carrefour, deși de regulă lanțurile mari străine iau locul jucătorilor locali, iar recent în Brașov, a intrat în top 10 al celor mai mari companii din comerțul alimentar din România, cu un număr de doar 4 hipermarketuri, dintre care unul este însă cel mai mare magazin din comerțul alimentar independent din România. A avut anul trecut afaceri de aproape 1 miliard de lei, iar planul pentru următorii ani este să atingă afaceri de 1 miliard de euro și peste 1000 de angajați, pregătind deschideri de magazine în diferite orașe. Următoarea oprire, în Pitești. Planul a devenit posibil deoarece în urmă cu puține săptămâni a atras o finanțare de peste 50 de milioane de euro, inclusiv de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a fost convinsă să susțină extinderea accelerată a retailerului român pe o piață în care, în afară de lanțurile străine, nu prea mai mișcă nimeni. O familie de antreprenori discretă, care apare rar în spațiul public și care se implică și în proiecte de caritate, ce rămân la fel de discrete. Citez. În urmă cu 2 ani a intrat în curtea mănăstirii. Ne-a spus că trebuia să ajungă în altă parte, însă pașii l-au purtat la noi. Ne-a întrebat dacă ne poate ajuta cu ceva. Cu ajutorul său au fost renovate și mobilate toate chiliile, periodic face pachete pentru pelerini, ne-a sprijinit cu montarea de panouri fotovoltaice și automatizarea clopotelor. Tot ceea ce face, face împreună cu soția lui, din tot sufletul, nu pentru ca cineva să afle. Este ceea ce a divulgat mănăstirea Pisiota din comuna Apolinarii Burchi, un gest pe care premiantul din această seară nu a dorit vreodată să vorbească personal. Vă cunosc că am aflat această informație pentru că chiar merită împărtășită cu toată lumea. Vă rog frumos! Vin imediat și aplauze. Pentru încăpățânarea cu care se luptă în România cu marile lanțuri de hipermarketuri străine și pentru că reușește să se mențină în piață de 10 ani cu argumentul prețurilor păstrate la îndemâna buzunarului românilor, Profit.ro acordă premiul Unguța cu 2 bani bine investiți familiei de antreprenori Gianina și Iulian Nica, fondatorii lanțului de hipermarketuri La Cocoș. Invităm pe scenă pe domnul Florin Bănescu, președintele Executivă Asociația România Băncilor, pentru a mâna premiul. Vă spun și eu, bună seara, foarte repede, am fost rugat să spun două cuvinte despre premianți.